Ecaterina Cuharuc, șefa laboratorului Eroziunea Solului de la Institutul de Pedologie, a inițiat împreună cu viitorii ingineri cadastrali, studenții ai Universității Agrare, o deplasare de serviciu spre sudul Moldovei, unde se află stațiunea experimentală Lebedenco. În drum spre ea trecem prin mai multe sate pentru a fixa diferite forme de degradare. Conform statisticilor, 40% din terenurile agricole ale Moldovei sunt supuse proceselor de degradare. Pe 10% din ele nu există cernoziom ca sol fertil. El a fost spălat până la 60 cm adâncime. Avem 114.000 hectare scoase din circuitul agricol. Pentru o țară cum ar fi Kazahstanul, e o cifră nu prea mare. Pentru Moldova e catastrofală. De-a lungul șoselei de la intrarea în satul Dânceni se întinde o pantă cu mal abrupt, sol erodat și alunecări de teren. Șoseaua, care șerpuiește în curburi, inițial a fost o linie dreaptă. A fost reparată de mai multe ori pentru că la alunecare solul nu numai se deplasează la vale, dar și se prăbușește pe alocuri formând gropi. 30 de ani în urmă, muchia dealului era surpată doar la câțiva centimetri. Acest sclon 30 лет назад выглядел маленьким начинающимся развивать оползнем. Стенка срыва его была не более полуметра. После прошествия 30 лет вы видите состояние этого склона. Склон считается оползнеопасным. Люди здесь раньше занимались сельским хозяйством. Эти склоны осваивались постепенно. Но в связи с тем, что произошли оползневые процессы, склон, безусловно, перестал. И активный был оползнь, склон перестали осваивать. Хотя попытки уже в настоящее время, после того, как склон начал двигаться и временно стабилизировался, попытки людей были его вновь осваивать. Вот здесь пытались посадить виноградники, нижняя часть. Это виноградники было примерно 3-4 лет, но в связи с подвижками, которые были уже попозже, они забросили, не стали осваивать, потому что оползни, хоть и он считается временно стабилизирующим, но в любое время при выпадении обильного количества осадков он может начать двигаться. Casele care se construiesc chiar alături sunt amenințate de pericolul alunecărilor. Dacă nu mâine, atunci după succedarea generației de locatari. Are loc o conservare a proceselor în timp pentru a se reactiva peste mai multe decenii. Iar catalizator servește cantitatea mare de apă după topirea zăpezilor sau după ploi, care nu reușește să se infiltreze în adânc, mărind presiunea hidrostatică asupra solului. Sub această presiune, solul se deplasează. Даже простые колодцы, которые делаются под воду, они, получается, снимают гидростатическое давление. В принципе, в те места могут быть свободные стоять, потому что вода разбирается, не создается больших перепадов давлений. И в этом случае здесь могут строиться дома, допустим, и они не будут сползать. Но там, где вообще ничего не делается из этих вещей, конечно, здесь работает очень сильно гидростатическое давление. То есть большое давление поднимается, давление снизу есть воды, сопротивляемость грунтов ниже, получаются ползневые подвижки. Al doilea popas l-am făcut la Logănești, Craionul Hâncești. Întâlnirea cu primarul și inginerul cadastral a fost stabilită din timp. Masteranzii de la Universitatea Agrară urmează să facă un proiect de împădurire a unei zone erodate din preajma satului. Proiectul va fi înaintat la Ministerul Mediului sau la Fondul Ecologic pentru a-i asigura suport financiar. După planul pedologic, aici este foarte bine arătat că aceste două sectoare anume că merit să fie împădurite. Fiindcă alături, vedeți care e situația, alături este un sector foarte bun, ar putea fi manifestat de procesele de eroziune și adică și sectorul respectiv să-l pierdeți. Dar care este problema? Aceste sectoare sunt acum în proprietate privată. Sau primăriei. Și de care au fost, adică de ce ăștia, lumea s-a împotrivit? Care este problema? A, este pășuni acum. Poate fi nu numai decât arbori să fie, dar să fie și arbuști. Da. Și atunci, baza sistemului radicular pe care îl au, se menține substratul de sol, astfel se îmbunătățește și situația deja, spunem, ecologică al suprafeței date. Terenul degradat are o suprafață de 10 hectare. Câțiva ani în urmă apăruse posibilitatea de a obține un grant pentru a-l împăduri cu salcâmi, dar deoarece e un teren public, hotărârea trebuia să fie adoptată de Consiliul Primăriei.
Presați de sătenii care își pășteau aici vitele, membrii Consiliului au votat împotriva proiectului. La noi sunt 345 de hectare de imaj. Animale, să spunem că la un animal revine și câte un hectar pentru vitele mari cornute. Și este destul pentru toate speciile de animale care sunt pe teritoriul primăriei. Nu avem așa multe cum erau pe timpuri și totdeauna ajungea și acum sunt mai puține și este cu și au unde le pășuna. Ravena, care s-a format cu multe decenii în urmă între două dealuri, continuă să se adâncească tot mai mult. Scunda vegetației de pe versanți nu poate împiedica surparea tot mai intensă a pământului. Cândva această ravină a fost mai mare, pe anii 64, a fost ameliorată. A fost vie pe pantele astea, dar cu defrișarea viilor s-au început și procesele de degradare. Nu se prelucrează. Spre lucra solul și rețedea, acum s-a pornit cu încetul, cu încetul. Undeva din anii 85 s-a pornit acest proces și îl prelungește. Studenții au fixat cu tahimetrul diferențele de nivel de pe teren ca mai apoi să le treacă printr-un program special la calculator care va oferi toate dimensiunile cu o precizie de 3 mm. Am cercetat hărți și am văzut unele teritorii care au probleme cu unde panta este mai mare, unde sunt râpi, ravene și ce măsuri putem să proiectăm noi, să organizăm. Însă când am venit în primărie, inginerul cadastral, domn primar, am căpătat mult mai multe informații și concret am venit de semne la locul dat și situația este mult mai gravă și de atât că hărțile nu sunt actualizate, sunt multe râpi ravene care nu se cunosc de ele, adică conducerea care de pe loc cunoaște despre ele, însă la instituții sau alte instituții nu se cunosc despre ele. Și adică foarte mult ne ajută ieșirea în teren. Noi astăzi, cum vedeți, am făcut unele măsurări, râpa este destul de mare, adâncimea e foarte mare și, cum a zis domnul inginer, ea pe an și trece tot se mărește. Și adică lucrul nostru este foarte mare și în teren. În teren mult mai bine se vede tot. Ne bucurăm foarte mult că totuși de la Universitatea Agrară au venit studenții, au venit de la Institutul de Pedologie, da, Dimo, și suntem chiar mulțumiți de faptul ăsta că poate împreună colaborăm și vom colabora mai departe și credem că careva proiecte dintre cele care depinde soarta solului de la noi, de pe teritoriu, cred că se va hotărâ. Ravena amenință să afecteze livada de nuci de la poalele dealului, sărită acum 4 ani. Alături s-a mai păstrat o parte din via care a ocupat tot terenul erodat. Astăzi, proprietarii nu mai îngrijesc, vin doar toamna să culeagă puțini struguri, având și ei intenția de a o defrișa și să dinuci. Pe cealaltă parte a șoselei se vede un deal împădurit, unde procesele de eroziune s-au stopat. Și alături, cotele țăranilor lucrate din deal la vale. Dacă era acolo, știți, 10 hectare, atunci altceva. Dar dacă mergi vorba de un hectar și el cu vecinul nu se împacă, atunci el e nevoie de acum să prelucreze așa cum. În orice caz, acum se rezolvă întrebarea, problema se rezolvă, deoarece a început oamenii să deie în arendă terenurile care nu le-au prelucrat și asta se primește un fel de consolidare a terenurilor. La sud de Codrii, solurile au o rezistență antierozională mai scăzută. Aici predomină cernozemurile carbonatice, care conțin mai puțină argilă fizică, mult și mai mult praf, până la 61%, astfel încât există pericolul sporit de surpări masive în condiții de relief accidentat. Anume din acest motiv, în 1994, printr-o hotărâre de guvern, a fost fondată în zona Cahulului stațiunea experimentală Lebedenco. Carte de vizită a stațiunii sunt dealurile și râpile abrupte, întortocheate pe care au fost sădiți alcâmi pentru a stopa eroziunea. Gospodăria agricolă, unde se testează toate tehnologiile de lucrare a solului, pare a fi un colhoz model de pe timpuri, cu perdele de protecție și terenuri arate în fâșii orizontale. Gospodăria noastră are 3.500 de hectare, dintre care 350 avem vii, 105 livadă,
restul pământ arabil. Câmpurile acestea care le vedeți sunt 350 de hectare. Se planta o plantă sau prăjitoare sau, și erau foarte mari spălături. Începând cu dânșii a lucra, noi am început să lucrăm pe fâșii de protecție și s-a întrerupt spălarea terenurilor. Din primii ani s-au văzut că sunt schimbări. Solul mai puțin a început să erodeze și avem și rezultate în roadă. Agronomilor li se oferă asolamentul în fiecare an, cum să alterneze fâșii de păioase și culturi prăjitoare. După un an, asolamentul este schimbat, fiecare porțiune reușind să-și revină după un an de presiuni. Pe terenul experimental se află instalații de măsurare a precipitațiilor și volumului de sol spălat în urma lor. Apa și solul care se adună în vase este măsurat, iar odată la săptămână, lucrătorii transmit prin telefon datele la Chișinău. Pe acest teren se aplică mai multe tipuri de lucrare a solului, în dependență de gradul de erodare. În partea de sus, la o înclinare a pantei de 2 grade, solul se consideră slab erodat, mai jos, mediu, iar la o înclinare de 6 grade, e puternic erodat. Baraj pentru extinderea procesului, mai la vale, servește perdeaua de protecție. La moment ne aflăm pe parcela experimentală unde s-a efectuat discuirea. Alături, în partea dreapta mea, este efectuată lucrarea de bază, arătura. Ca să le facem o comparație vizuală, deci la moment putem spune doar diferențierea particulelor fizice care le avem aici prezente, însă atunci când se efectuează colectarea probelor pentru a determina umiditatea solului acumulată odată cu precipitațiile, atunci se vede și rezultatul acestor investigații. Plus la toate acestea, în partea stângă mea, deci avem și prelucrarea nulă, cât și afânarea adâncă a solului, care de asemenea sunt cele care sunt puse în experiență. În aceeași experiență sunt incluse trei nivele de eroziune a solului. Avem gradul de eroziune slab erodat, aici ne găsim mai la vale, avem sol moderat erodat, după care merge solul puternic erodat. Se va lua în considerație, deci toate aceste caracteristici care în final vor determina eficacitatea lucrărilor agricole, dintre care le-am enumerat mai sus, are în vedere prelucrarea de bază, arătura, aceeași lucrare care este alăturea cu drenaj cârtiță, discuirea, prelucrarea nulă și afânarea adâncă. Deci toate aceste lucrări sunt orientate spre protecția solului, atât spre protejarea structurii solului, cât și în acumularea precipitațiilor atmosferice. Ca în final să fie determinată eficacitatea fiecărei lucrări în parte pentru culturile date. Toate acestea se fac în vederea protejării solului, ridicării productivității, adică aș spune că în vederea ridicării productivității, adică acumularea umidității în rezultatul precipitațiilor atmosferice, fără a avea pierderi de sol. Prin intermediul unui grant, stațiunea a obținut aparataj modern pentru înregistrarea indicatorilor pedoclimatici. Bateriile solare încarcă cu energie acumulatoarele care pun în funcțiune dispozitivele de măsurare. Indicii se tipăresc pe un rulou de hârtie pe care îl preiau periodic cei de la Chișinău ca mai apoi să-i analizeze, să facă o sinteză formând lanțul evoluției solului în timp. Toate aceste experiențe, testări de tehnologii se generalizează în lucrări fundamentale, dar și în recomandări practice adresate agricultorilor. Manifestările consacrate jubileului de 50 de ani ai Universității Tehnice din Moldova au inclus mai multe conferințe. În perioada 22-25 octombrie a avut loc cea de-a 8-a ediție a conferinței internaționale Microelectronica și știința calculatoarelor, cumulată cu Forul Național al Fizicienilor. Cei prezenți la deschiderea conferinței au adus felicitări profesorilor și studenților acestei instituții, menționând că ea se plasează printre cele mai bune din țară.
Rectorul universității a reconstituit momentul creării Institutului Politehnic la 1964, menționând că de aici, în fond, începe procesul formării intelectualității inginerești în Moldova. Când Moscova și-a dat acordul la fondarea instituției, ministrul de atunci al învățământului public din RSSM a spus în plen o frază care l-a costat mult. A menționat că de azi înainte, în Chișinău, veți întâlni nu numai moldoveni, studenți și măturători de stradă, dar și ingineri. Deci a spus o frază profetică, că așa și este acum. 18.000 de ingineri, absolvenți ai noștri care au creat pătura intelectualității tehnice din Republica Moldova, dar probabil cineva nu dorea lucrul ăsta și a fost demis din postul de ministru. Iată, asta a fost istoria creării instituției noastre prin demiterea peste câteva timp a ministrului postului voluntar, Politehnica a luat naștere și avem astăzi o instituție care pregătește specialiști în 64 de specialități. Dacă e să comparăm, în 1964 universitatea pornea la drum cu un contingent de 274 de profesori și 5.000 de studenți. Astăzi aici învață 16.400 de studenți, instruiți de 800 de cadre didactice. Astăzi, doar având un învățământ competitiv pe piața europeană, universitățile noastre pot prospera. Procesul Bologna, la care face parte și Republica Moldova, ne-a chemat la o competiție acerbă privind asigurarea competitivității învățământului în universitățile noastre, inclusiv la Universitatea Tehnică. Mobilitatea studenților și a cadrelor didactice va deveni un drum cu sens unic doar spre universitățile din Europa. Iată de ce la Universitatea Tehnică cercetarea științifică, atragerea studenților în cercetarea științifică este un obiectiv primordial. Avem centre de proiectări în Elveția, organizate de absolvenții noștri în Italia. Acest lucru ne bucură, fiindcă ei întrețin relații cu universitatea noastră, cu întreprinderile de profil din Republica Moldova, și acesta este o bună practică de schimb de experiență în domeniile respective. Într-un șir de domenii, Universitatea Tehnică a atins realizări comparabile cu cele ale universităților internaționale, dovadă fiind decorația internațională calitate europeană, conferită în 2010 de către Asamblea Europeană de Business din Oxford, Marea Britanie, pentru efort continuu în realizarea calității înalte a studiilor în corespundere cu standardele europene. Acest bilanț la 50 de ani este un moment foarte important din activitatea acestei universități. Eu personal cunosc o parte din realizările universității și le concretizez spre exemplificare prin medalii de aur obținute la expozițiile internaționale, numeroasele brevete de invenții, cât și numeroasele articole publicate în reviste recunoscute pe plan internațional, în care sunt puse în evidență lucrările de cercetare cu aplicație practică deosebită. Toate acestea fac ca Universitatea Tehnică să intre în topul universităților cu rezultate valoroase în domeniul cercetării științifice. Chiar dacă este mică ca dimensiuni și ca angajați, rezultatele sunt deosebite. Pe parcursul anilor, universitatea a constituit un șir de centre de creație tehnică pentru implicarea studenților și doctoranzilor în cercetări și elaborări, cum ar fi mini-hidrocentrala, turbinele eoliene, primul microsatelit al țării și pendulul Foucault. Istoria construirii acestuia a început încă în anul 1999, când aveau intenția doar de a procura unul deja fabricat. Până la urmă l-au realizat ei înșiși, adăugându-i funcționalitate care îl face unic în lume. Iar scopul adevărat al acestui proiect e că ar fi un instrument eficient pentru studierea relației dintre eclipsele de soare sau lună și seisme. Timp de 8 luni am proiectat, iată, acest pendul care îl vedeți aici cu o cinematică sub podea. Îl vedeți că este simplu, dar sub podea avem o întreagă fierărie, să spunem așa, un
avem mecanisme de rotire a cadranului cu viteza ungulară a pământului. El nu lucrează întotdeauna, nu-l irosim. Ca să putem înregistra planul de schimbare evolutivă a planului de oscilație. Comunicările în cadrul conferinței s-au axat pe mai multe domenii. Dezvoltarea societății informaționale, noi tehnologii în știința calculatoarelor, în microelectronică, în cristalografie. Anul ăsta este anul internațional al cristalografiei, care, de fapt, razele X care sunt în toate domeniile de activitate. Aș vrea să remarc că cercetările deja profesionale la noi în Republică au pornit anume experimentale în domeniul respectiv, sub bagheta academicianului Malinovski, deci care iată a pus bazele cercetărilor cu razii X la noi și de fapt caracterizarea materialelor. Tematica este sigur că a conferințelor foarte largă, ea cuprinde deci și electronica și telecomunicațiile, diferite aspecte ale tehnologiilor informaționale și sigur cuprinde domeniile fundamentale de cercetare fizică de la noi în Republică. Deci sunt participanți din undeva 6 țări, peste 180 de rapoarte, aproape 200 de rapoarte vor fi prezentate, care cred eu vor pune în evidență un spectru larg de rezultate obținute în ultima perioadă la noi în țară. Conferința fizicienilor mai are și un subiect foarte important, deci este vorba de 140 de ani de la nașterea ilustrului nostru astrofizician, academician al Academiei Române Nicolae Donici, probabil că unul din primii, aș zice eu, cu cercetători de aici la noi din Basarabia, care de fapt a pus bazele cercetării experimentale prin acele laboratoare care le-a fondat la Dubăsarii vechi. Simpozionul consacrat astrofizicianului a adunat mai multă lume curioasă de a afla detalii noi despre pământeanul nostru, care timp de mai multe decenii a făcut cercetări la observatorul din Dubăsarii vechi, construit de el însuși și considerat unul din cele mai performante la acea vreme. Academicianul Haralan Piecorbu, originar din acest sat, este printre puținii care l-a cunoscut în timpul vieții. Am făcut o vizită la observator care avea și un centru de prognozare a timpului și unde ne-a lămurit simplu și prin înțelesul nostru a celor la vremea aceea că ceea ce se face în observator se face pentru oameni, se face pentru cei de pe pământ care cred și văd permanent în ceea ce este deasupra lor, soarele, luna, stelele. Observatorul era o clădire rotundă de 4 etaje și la fiecare etaj se găsea, era la etajul 1 era biblioteca, la etajul 2 nu mai aduc aminte, dar ultimul etaj era aparatura astronomică și aparatura meteorologică. Și la toate etajele, eu zic că câteva minute mi s-a explicat ce și cum, ceva mai amănunțit, eu zic că la etajul 4, de unde eu zic că se deschideau toate ușile și toate porțele spre cosmosul nelimitat. Fizicienii au prezentat câteva comunicări despre valoarea studiilor făcute de Nicolae Donici, menționând că unele rezultate au fost de pionierat în astronomia timpului. Dintre cele mai valoroase, iată, care eu le-am selectat în viziunea mea subiectivă, deci le-am selectat pe cele mai mult cu caracter, ca să zicem așa, fizic, lăsând toate cele că el are un spectru întreg, unde o treime de lucrări sunt consacrate analizei eclipselor solare. El este și autorul la o metodă nouă de cercetare a fenomenilor solare, deci ea este și în limba română. Este, apropo, unica lucrare în limba română care este în acea listă de 73. El a publicat în lucrările undeva în 5 limbi, în germană, engleză, franceză, este lucrare în portugheză și încă în spaniolă, mi se pare că. Deci, iată, are un șir întreg de lucrări în colaborare cu un șir întreg de cercetători marcanți din Europa,
iată, de exemplu, este Germano von der Pachlen, un astronom, astrofizician german vestit așa, unde iată, a făcut o lucrare împreună, deci asupra structurii atmosferii solare și baza cercetărilor respective. A avut titlul onorific de doctor honoris causa a Universității din Heidelberg și Institutului Colibria din Portugalia, unde tot a activat. În principiu, iată, românii, dar chiar și basarabienii, pot să mă rapidește, care au avut iată, titlul de doctor honoris causa Universitatea Heidelberg împreună cu Universitatea Göttingen, fiind două din cele mai vechi universități din Germania, cele mai versate prin școlile de fizică, de matematică. Pentru prima dată a fost descoperită absența practică a atmosferii pe planeta Mercur. Deci este o descoperire fundamentală și vedem deci, în premieră pe scară mondială. La moment, eu cred că el rămâne, poate, personalitatea cu cea mai mare rezonanță în domeniul fizicii, astrofizicii în acest spațiu. Membru al Academiei Române, membru al mai multor societăți internaționale de astronomie, Nicolae Donici, refugiat după instalarea regimului comunist, mai întâi din Basarabia, apoi din România, a fost un nume interzis pentru a fi pronunțat în acest spațiu. A murit într-un azil din Franța, încheiind ultima filă din viața sa dramatică în uitare totală. Nu a lăsat niciun document biografic, nici o mărturie, nici care ar deschide paginile vieții sale așa cum au trecut ele. Magda Stavinski, astronom din România, a întreprins o investigație pentru a-i da de urme. Mai multe detalii însă vom dezvălui în emisiunea următoare, în care veți afla în ce an totuși s-a stins această personalitate care ne reprezintă.